Adina Buzato, stilista vedetelor, a călătorit mult de-a lungul timpului pentru proiectele sale profesionale, îmbinând utilul cu plăcutul. Chiar în acest moment, Adina se află la Milano, capitala modei. Bună, Adina, și mulțumim pentru intervenție! Bună, dragilor, vă pup! Sunt la Milano, cum merg de peste 20 de ani, de două ori cel puțin pe an, pentru că fac comenzile pentru anul următor, acum. Da, da, da. Pentru vara viitoare. E ultima parte a unei colecții pentru vara viitoare. Este un brand spaniol de pantofi și showroom-ul lor este pe Via Monte Napoleone, zona de modă, zona unde sunt cele mai frumoase magazine, cele mai chic și brandurile cele mai interesante au showroom-uri aici. Adina, ce se poartă în materie de pantofi, spre exemplu, la bărbați anul acesta? Anul acesta a fost, vara aceasta de fapt, s-au purtat pantofii relaxați, din ce în ce mai relaxați. Adică vorbim de acei mocasini? Adică loafă și aceia boat shoes. Aha. Da, mocasinii de diferite feluri. Exact. Cei cu talpă de cauciuc, cei cu talpă naturală, depinde pentru ce context, că dacă vorbim de o plimbare pe malul mării, merg aceea cu talpă de cauciuc foarte bine, dar dacă vrem o ținută ușor mai elegantă, cei cu talpă naturală, din piele naturală, sunt mai eleganți. De menționat aici că e discuția aia dacă se poartă cu sau fără șosetă, se poartă exact cu șosetă scurtă, pentru contextul mare, piscină, în exterior în general, pentru un context mai elegant, aceea cu talpă de talpă și realizați mai prețios, din piele, bineînțeles, aceea se poartă și cu șosetă lungă, cu mențiunea că șoseta trebuie să fie din acel bumbac cel mai fin, filo di Scoția. Dar ca idee, sezonul acesta s-au purtat încălțările relaxate, pentru că a fost foarte cald. Vorbeam acum cu managerul companiei unde sunt despre treaba asta, că din ce în ce bărbații aleg să poarte încălțări mai lejere, chiar și la birou. Dacă înainte nu se punea problema să mergi la birou cu altceva decât clasicul model de pantofi cu șiret, da, acum se merge ușor mai relaxat, s-au schimbat și pantalonii, nu mai sunt neapărat cei de stofă. Vara mai ales poți merge și cu un in, chiar și cu un bumbac, chiar dacă sigur se șifonează, dar sunt țesăturile acelea tratate să se șifoneze mai puțin și mai elegant. Se renunță de multe ori la sacou și se înlocuiește sacoul cu o vestă lejeră și cu cămașă sau chiar direct cu cămașă, pantalon-cămașă. Ce vreau să le spun bărbaților care aleg treaba asta, să evite variantele plictisitoare. Adică ce înseamnă variante plictisitoare? Exact. Asta voiam să vă spun. O pereche de pantaloni negri din stofă cu o cămașă albă. Arată urât, arată negândit așa ținut. M-am îmbrăcat doar să am ceva pe mine. În locul acestei variante poți să alegi o pereche de pantaloni, de exemplu un blemarin, un blemarin în dungi, poate chiar un bej, poate un gri deschis. Nu mai vorbesc de alb care se poartă la nebunie, da, și cu o cămașă care să te pună în evidență. Poți purta bleu, de exemplu, o variantă lejeră pentru birou și clasică, la fel și acea lavandă, un lila, dar nu un lila țipător, nu cel către roz, ci un lila ușor mai clasic. Deci acestea ar fi niște variante care ar da un pic de personalitate ținutei și sigur eu recomand de ani și ani de zile bărbaților să poarte bretele, nu doar pentru aspectul rafinat, pentru că până la urmă toți bărbații importanței lumii acesteia poartă bretele. Corect. Dar în primul rând pentru faptul că bretelele susțin corect pantalonii. Și atunci nu mai găsim, nu mai întâlnim tendința aceea a bărbaților. Ce face bărbatul când se ridică de pe scaun? Primul lucru, trage de pantaloni. Corect. Adina, revenind la tine, cum reușești să transformi aceste călătorii de business? Câteodată știu de la tine că le mai transform și în vacanțe, mini-vacanțe. Cum reușești? Păi îți povestesc. Uite, ieri am fost până la Portofino.
fiind duminică, nu aveam întâlniri. Obișnuiesc uneori să mai presez partenerii mei externi și să lucrăm și duminica, dar știu că nu le face nicio plăcere și atunci de data asta mi-am permis și eu luxul de a-mi vizita niște prieteni în Portofino. Este la 2 ore de condus de Milano. De asemenea, a venit o prietenă de-a mea din Lausanne cu cățelușa ei, spun eu nepoțica, să mă vadă, să ne vadă, pentru că sunt aici cu Sara. M-am ieșit la cină în fiecare seară cu alți prieteni. Apropo de cină, apropo de mâncare, eu știi că te urmăresc și am văzut pe pagina de Instagram, pe story, cum ai pus o imagine...